Bună seara, dragii mei, la 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 la. Fețe mândră și flăcăi, la 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 la. Am venit cu voie bună, la 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 la. Să câștigăm împreună, la 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 la. Împreună nu prea se poate. Din păcate, împărăți toți trei foarte simpatici. Și mai din păcate, la final veți rămâne doar doi, pentru că unul... Via București. Nu sună și rău niciodată să mor. Cumva, știi, te așteptai să te întristezi, dar nu. Mai faci odată Via București. Ai ajuns până aici, nu-i păcat? Praște, nu... Stai, dacă e așa, fă-te că participi la probă și gata. Gata. Nu o să poți. Nu o să poți. Pentru că tu știi doar să tragi, la fel cum mi se pare că este și Ami. Ami a venit aici mică, prăpădită și a arătat prăpădită. De fapt că este... Da. A arătat de fapt că este de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori mai mare decât pare ea. Radu a venit, părea așa diafan, moale, leșinat. Așa sunt. Și uite că ai reușit să reziști atât de mult. Da. Și ai făcut atât de multe. Da. Nu vine să cred nici mie. Și câte mai vreau să mai fac. Olelu Capral, vă plac? Băi! Făcută de capral, vreau să zic, scuză-mă, iartă-mă, Doamne, Dumnezeule, ole, cum... De exemplu, eu când fac clătite, zici, o, clătitele Adele îți plac. Băi, Adele, sunt proaspete. O, fratele meu, dar e ceva la stomacul tău, de ce-s galbene? Inițial am crezut că trebuie să spargem și în ele să găsim ceva, că te stropește, te mânjește iar, nu știu eu ce porcării. Mizerii, oricum, mi-e teamă de mizerii ca de obicei. Mi-e teamă că am slăbiciunea asta mea cu vederea. Se cheamă cuib. Cuibul lui Cabral. Al cui? Avem un cuib format de nouă legal pentru lui Cabral. Ami și Cristi. Da, frate. Iată-vă la jocul de eliminare. Regulile jocului. Participați pe rând și veți fi legați cu o cordelină elastică. La semnalul start plecați în viteză spre cele 12 ouă de struț dominican din fața voastră. Trebuie să le aduceți unul câte unul în punctul de start. La okay. Cuib zici, nu cuib dominican. Scrie aici, citește. Struț dominican, citește. Superb. Ceea ce urmează să vă spun acum este foarte important. Cronometrăm și vedem ce timp scoate fiecare. La final facem clasamentul. Ocupanții locurilor 1 și 2 sunt salvați și se întorc în tabără. Locul 3, Via București. Pot. Asta e o probă la care trebuie să mă descurc. Ok, treaba este simplă. Nu numai deci, noi. Un fel de păsărică mătăr. Începem? Da, când? 3, 2, 1. Cu Cristi. Aul. Christian. Da. Apoi continuăm cu... Știi cu cine? Cu asta mic. Cu Rami. Rami. Și apoi, desigur, eu. Radu. Doar că cei care nu participă la joc nu vor fi prezenți, nu vor vedea exact cum se desfășoară proba. Iar ne aruncați pe undeva, legați ceva până... Da, vă așezăm pe niște scăunele, efectiv, adică nu... Ok. Să stați liniștiți. Cristian, te pregătești? Suspendați deasupra coroanei copacilor. Hai, Cristi, merge acolo la felinar. Dumneavoastră, doamnă și domnilor, domnule, urmați-l pe colegul meu. Pe aici, Ami. Cel cu maceta în mână. Mamă, ouăle astea sunt mai mari decât mine. Ha. 3, 2, 1, start! Să fie interesat când o să obosească. Da. Cred că o pune destul de multă rezistență coarda asta, nu? Da. Thank you.
Încă un nou. Hai, trage, haide, hai, 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 hai. Ăsta mai e ultimul, ultimul. Bravo. Bravo, Cristi, stop. Stop timp. Mi s-au blocat picioarele, efectiv, am tras de mine, m-am târât, efectiv, ca să pot să intru în cadranul acela și să pun mâna pe ultimele două, cel puțin. Timpul nu este rău, nu o să ți-l spunem acum, dar știi deja, ai făcut treabă foarte bună, bravo. Sunt destul de mândru de mine, cred. Am tras de mine cât am putut. Ca de obicei, eu dau tot ce pot la probe. Nu este o situație și nu este o împrejurare în care să fiu 100% în puterile mele. Pentru că nu mă hrănesc cu ce trebuie, nu fac antrenamente. Începem în 3, 2, 1, start! Opa, opa! Opa, opa! Bună treabă! Ia uite, uite, uite! Mie mi se pare foarte bine. Ia uite ce tare! Câte unul n-ai voie, câte două. Foarte tare. Bravo. Uite, piticu. Da? Ce vorbești, mă? Zici că-s puf de aia de când face petrecere în grădină, știi? Așa? Și așa. Și stop. Oh, stop. Opa. Ești bine? Bravo. Wow. Dar cum mai vedeai tu, că tu nu vezi nimic până ochelarii? Ce-ai făcut acolo? Ai sonar? Nu știu. Nu știu. Da, să pui ștergătorul la ochelari. Am neamul la fabrica de sticlă, cum s-ar zice. Wow! Doamne! Foarte bine. Da? Timpul nu-i rău. Timpul tău nu este rău. Vedem. Vedem la final. Da. Bravo, bravo! Mulțumesc! Jocul a fost destul de greu, pentru că a fost pe forță. Tipule, da. Efort scurt, dar intens. Arde, arde! Da? Efort aerob, respiri mult, respiri! Păsărică mută scuibul. Și acum sperăm să fi făcut în exerciții de picioare, în general, adică bănuiesc că astea sunt importante. Te-ai încălzit? Mai mult sau mai puțin. Asta nu e încălzire, asta e un atac ceva, e o... da. Știi că e pe cronometru, da? Da. E foarte important timpul pe care îl scoți. Ok? Hai, începem în 3, 2, 1, start! 1. Vai, miroase frumos! Aici la voi! Asta e odorizant? Da, da. Ce? E odorizant ce ai pus în alea? Da, da, da. Ce odorizant? Că nu simt mirosul bun. Ce? Să dau crocodile. E odorizant de crocodile? Și-am și deschis gura! Ai deschis și gura? Ce gust are? De ne-a zis. Nu te mai vei cări, că ți intră în gură. Mai vă nimic. Vreau să pui ștergătoare la ochelari, că ți-am zis. Noroc cu tine că m-ai zis. Și păcat cu tine că n-ai pus. Uite, cu ăla e... A mai rămas unul. E recalcitrant. Da. Da, păi se vede. Și stop, cronometru. Bravo, bravo! Nu vă mai bani.
Acum am văzut. Nu m-am focus la nimic altceva, nu m-am gândit la dorul de casă, nu m-am gândit la dacă... Adică m-am focusat doar pe probă, nu m-am gândit că e, dacă pierd asta e. Am fost foarte, foarte focusat la ce am de făcut. Ei bine, 1, 2, 3, un pasito bailando Maria. 2, 3, ia uite cum a plecat, ia uite, s-au dus direct. Abuela. Abuela se referă la bunică? Ai o mustață ciudată exact aici, cu nămol. Mustața, am zis, te-ai dus. E din odorizantul tău? Da, da. Avem trei timpi. Unul e foarte bun, unul e bun și unul e prost. În schimb, foarte apropiate reușitele voastre. Chiar foarte apropiate, de câteva, distanță de câteva secunde. Unul pleacă. Pe locul 2 e cineva. În schimb, pe locul 1 e altcineva. Este... Radu! Oh my God! Merci! Primul a ieșit Radu, ceea ce m-a impresionat foarte tare. A scos un timp bun, de fapt a scos timpul cel mai bun de toți trei. Bravo, Radu! Bravo. Te-ai descurcat excelent! Merci! Bravo! Te așteptai? Nu m-am așteptat să fiu primul. Că-mi doream foarte mult să nu plec acasă și să fiu unul din primii doi, dar nu m-am așteptat să fiu primul, pentru că de când am venit aici, n-am fost primul, cam niciodată. Adică tot timpul m-am descurcat binișor, dar nu m-am detașat în vreun fel. Acum, anunțăm cel mai slab timp. Dar nu cel mai slab concurent. Diferență mică? 5 secunde. Cristi, ești aici de la început. Ami, ai venit pe parcurs, dar cu o super determinare care a putut muta munții din loc. Ne despărțim acum de... Ami. E greu să concurez împotriva a doi băieți puternici, dar foarte frumos pe de-o parte. Zic că le-am făcut față cu brio băieților și timpul a fost destul de apropiat. Dar ne vedem acasă, da? Da. Nu ești supărată? Nu, absolut deloc. Sunt chiar foarte încărcată pozitiv după experiența asta și chiar sunt fericită că am ajuns până aici. Sunt foarte mândră de mine că mi-am depășit așa niște limite sau mi-am împins limitele mai departe. A fost, cred că, cel mai frumos joc al minții pe care l-am jucat vreodată. Și a al fost... minții? Al minții, da. Joc al minții pe care l-am jucat. Și o onoare să fiu aici. Lăsând celebru, scoate-mă de aici. Alături de voi, alături de toți oamenii din junglă. Mi-am luat câte o lecție de la fiecare. Și mă bucur că am învățat mult despre mine, despre oameni, despre animăluțe. E excelent. Merg foarte încărcat acasă, să știți, și nu sunt absolut deloc tristă că plec aici, în momentul ăsta. Și care e faza? Ai venit ca un pui de găină speriat și acum mi se pare că pleci ca o amazonă. Da, așa e. Plec mult mai încrezătoare, mai curajoasă, determinată să-mi continui visurile și scopurile acasă, așa cum aici am mers așa determinată și focusată să lupt pentru mâncare, pentru probe, pentru orice, așa voi face în continuare și acasă, pentru visurile mele. A fost un moment în care ai vrut să ridici mâna și să strigi să încelebru scoate-mă de aici? Nu, niciun caz. Și mi-am propus asta acasă. Înainte să pășesc la prima probă, am până zis, nu mă aruncă aia, eu nu plec. Nu plec nicăieri. N-ați văzut ce supărată eram la început. Niciun caz. Am zis că nu o să fac lucrul ăsta. Chit că, nu știu, probabil pe undeva îți mai tresare așa câte un gând sau ți-e dor de cei de acasă. Însă mă bucur că am rezistat până aici. Chiar a fost un joc frumos, băieți. Mi-a făcut plăcere, a fost o onoare să vă cunosc. Sunt noi. Și chiar vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie să fiu aici alături de voi. Ești minunată, Ami. Și noi și voi. La revedere. Vă pup. Drum bun. Baftă, băieți. Mulțumim. Să câștige cel care merită. Cu cea mai mare drag. Da. Să câștige cel care merită și este demn de titlul ăsta. Vă aștept acasă și ne vedem în finală. Cu drag, să rămână. Vă mulțumesc. Mami, mulțumim mult. Pa. Drum bun.
Sunt mândră că am ajuns până aici, că am rezistat acestui joc psihologic. Parcursul meu a fost așa, plin cu de toate, plin de sentimente. Am plâns, am râs, m-am bucurat, m-am întristat, m-am speriat, m-am temut de mine, de ceilalți concurenți, de animăluțe. Dar asta a fost frumusețea jocului și mă bucur că am trăit experiența asta, mă bucur că am trecut prin atâtea sentimente și trăiri. Mi se rupe tare inima, nu știi? I-am că doare chiar o să-mi lipsească absolut tot. De la scândura pe care am dormit în fiecare seară, mai mult în campul belelelor, o să-mi fie dor de colegii mei, o să-mi fie dor de, nu știu, glume, de supărări, de discuții, de strategii, de jocuri, de animăluțe, de absolut tot o să-mi fie dor. Plec acasă fericită, împăcată, fără niciun regret, mă întorc la muzica mea. Stau în tramvai și noaptea vine, mai am puțin și uit de tine. Ești singura stație la care tot vine.